Bună seara, bine v-am regăsit în Realități Rurale, astăzi, miercuri 18 octombrie 2017. Mergem din nou în lumea satului, realitățile de acolo pe care noi aici încercăm să le arătăm. Și astăzi vom vorbi despre ceea ce se întâmplă la sat. Știm că lumea, omul de la sat, are în curte acolo un animal, o pastăre, un porc, o oaie, o rață, o gâscă. Își pune în spatele casei o roșie, un castravete, un ardei, o vie, o boltă de vie și așa mai departe. Și din astea cât trăia până la urmă. Vom vedea ce se întâmplă și în ziua de astăzi cu zona asta de legumicolă, pentru că cam peste tot în jurul marilor orașe existau zonele legumicole extrem de puternice. Să vedem în ziua de astăzi dacă aceste zone legumicole mai există, dacă oamenii mai trăiesc din vânzarea acestor produse sau măcar trăiesc pentru ei din vânzarea acestor produse. Și avem lângă noi pe unul care știe foarte bine situația, pentru că este implicat de viață în ceea ce înseamnă legumicultura din România, Gheorghe Vlad, președintele unei federații foarte importante, Qatar. Bine ați venit! Bună seara, mulțumesc! Sunt zonele din jurul Bucureștiului reprezentative pentru ceea ce înseamnă legumicultura la nivel de țară? Sau sunt atipice? Categoric da, dar acum când discutăm la momentul actual, România în permanentă transformare. Și aici intervine piața, cerința, o cerere și o ofertă. Dacă le analizăm ca istoric ale lor, ea este împărțită în zonarea culturilor. Ținând cont de aceste zonări ale culturilor, sunt și bazine legumicole și bazine pomicole. Ilfovul la o centură la 105.000 de hectare cât avea ca teren suprafața arabilă, este existent el și astăzi, însă nu este o evidență prea clară vis-a-vis de cât s-a transformat în intravilan, cât s-a construit, e o incertitudine. Trecând peste aceste aspecte, vedeți dumneavoastră, Ilfov era o centură verde a capitalei pentru că având piața asigurată a desfacerii, fiind capitala permanent, o aglomerație, trecând și peste cea economică în care erau atâtea întreprinderi și era un consumator permanent, s-a creat acest bazin legumicol în jurul capitalei. Sunt bazine legumicole create după bazinul legumicol Vidra, care era un preponderent la 15.000 de hectare, însă avea adiacent și era cuprins în el și din județul Giurgiu câteva comune, Colibaș, Vărăști, Valea Dragului. Dar astăzi, când discutăm, s-au mai creat bazine legumicole după ce a fost creat Vidra, având și Institutul de la Vidra făcut în 1960. După aceea s-a creat bazinul legumicol Matca, bazinul legumicol care este la Izbicene astăzi, însă oamenii o recunosc pentru că aici a fost prima dată fondat și creionat un adăpost vis-a-vis de solarii și acum vorbim de ele ca spații protejate moderne sau modernizate, dar analizând piața astăzi, suntem deficitari datorită producției. Și nu numai atât, mai ales în perioadele reci când România putea să asigure o parte din produsele, cum erau castraveții, adică roșiile, saladele. Să nu vedem din țări, din zona mai sus, Turcia, Spania, Italia. Vedeți dumneavoastră evoluția asta și intrarea... Mai nou din Africa. Stați să-l introducem și pe cineva care vorbea de solarii, este producător de acestea, pentru că e interesantă discuția cum se poate face astăzi legumicultura în spații deschise sau în protejate și spunem, bine ați venit chiar telefonic deocamdată, domnului Dănciulescu de la o firmă de producție sere din Oltenia. Bună seara! Bună seara! Noi am început așa discuția, o să rămâneți cu noi pe telefon, o să fim în temele pe care le avem aici și o să le discutăm apropo de ceea ce înseamnă spații protejate, spații libere în legumicultură. Haideți să vedem în felul următor. Mai consumă o întrebare pentru amândoi. Mai crește românul, la simplu, cu curte, care are o curte acolo? Mai crește legume în curte? Nu vorbesc de producători care să ajungă producători. Să crească pentru mâncarea de zi cu zi, să dea familiei care unii dintre ei sunt plecați la oraș și așa mai departe. Mai există tipul ăsta de producător, în ghilimele, casnic, să-i spunem așa. Aici a spus punctul păiș, este o problemă care este în permanentă creștere și eu le spun hobiști. Toate cartierele rezidențiale, oamenii care s-au dus către case de și-au cumpărat, lângă casă și-a amenajat o mică grădiniță. Unde a avut pământ și exact. A pus ceva. Și vă spun acestea pentru că în luna lui mai până în iunie, inclusiv iulie undeva la 15, se vând milioane de răsaduri, de plante. Și aici vorbim aici de toată gama. Cam câți exact. Cumpără și unde se duc. Pentru astea. Că noi, producătorii care suntem înnăscuți și am moștenit această îndelenicire legumicultura, ne creăm pentru noi
numărul de răsaduri și creăm și pentru vânzare. Acele răsaduri nu dispar decât în piață. Corect. Și acei hobiși care pe mine, sincer, mă satisfac datorită faptului că înțeleg ce înseamnă muncă. Pentru că astăzi există o divergență între producător și consumator, care este o iluzie falsă creată prin intermediul supermarketurilor și a magazinelor mari. De ce? Pentru că la raft cu etichetă de produs românesc se vând o întreagă gamă de produsele nefiind românești. Și se vede un preț discordant de la producător, dau un exemplu, tomata pleacă astăzi la 2 lei, conopida 1 leu 52 lei, la raft le găsim 3, 4 sau 5. Dublu. Iar consumatorul e normal să pună în antagonic, zice, domne, produsul românesc e la fel de scump ca cel din import. Corect. Haideți să vedem ce se întâmplă și în zona Olteniei, domnul Danciulescu. Cunoașteți foarte bine pentru că aveți produse pentru legumicultori. Că el își pune în curte că e mai mare și producător și își vinde. Cum se cultivă legume în momentul de față de la curți mici până la, să zicem, sunt producători? Da, din ce în ce am văzut că este o cerere mai mare și exact cum spunea și domnul dinaintea mea, deci este vorba despre mici consumatori sau persoane care și-au făcut o casă lângă comerț și vrea efectiv să mănânce sănătos, să-și pună o roșie, un castravete, o... Hobiști, cum zicea domnul Vlad. Hobiști, da. Da, așa am început și eu, tot pentru mine mi-am făcut la început, după ce am văzut că este o cerere cât mai mare, iar chiar în 2017 am fost plăcut surprins să văd după acte, se vede exact, deci numai în primăvara 2017 au fost numai puțin de 1370 de astfel de hobby, să le spunem, care și-au făcut în curțile proprii, să zic, un mic solar de la 40 de metri până în 100. Am înțeles. Lucrăm acum, să zicem, de exemplu, la 8 orare de 100 de metri, dar ăștia sunt... Sunt mari? 40 de metri e mult sau puțin pentru o producție care să asigure hrana unei familii sau să poate să și vândă de acolo? Nu, cred că poate să vândă, nu. Eu zic că este suficient să aibă un rând de roșii proaspete cum vrea să-și pună, cum era înainte, de la bunica, de la mama, să zic. Să-și pună la borcan, la conservă, la butoi, la ce-și mai punea. Facem și un bulion. Deci eu am un solar de 12 metri lungime pe 4. Ce produceți în el? Păi ne punem pentru vânzare, vă dați seama, un ardei gras, un ardei iute, o roșie, deci totul amestecat. Nu. Pentru că efectiv afară, deci nu se mai poate face în curte pentru noi. Am înțeles. Deci în spații neprotejate e o problemă. În spațiu neprotejat este din... Nu se mai face. Dar chiar așa de mult s-a schimbat clima, astfel încât atât de poluată, ce se întâmplă? Păi, care sunt factorii care determină? Dacă vedem că astăzi... pentru, de exemplu, pentru domnul Cilescu e un avantaj. Că nu este un avantaj. Produce solari, adică dânsul îi convine că mulți vor cere solari. Fiind un domeniu în care m-am născut și îl practic, apreciez gestul că este român și produce solari. Pentru că astăzi, când discutăm, România la 89 avea 3.000 de hectare de sere, solarii undeva la vreo 5.000, iar astăzi a crescut numărul de solarii, dar au dispărut cele 3.000 de hectare de seră, rămânând cu 200 și vreo 50. Nu compensează, așa este. Nu are cum să compenseze, că e vizual și ce este în piață. Trecând peste aceste aspecte, vreau să fac câteva precizări. O familie poate să trăiască ca afacere dacă are un solar de 500 de metri pătrați, vorbind de două persoane. Nu le recomand ca să facă 1.000 de metri două persoane ca începători niciodată. E mult. E foarte mult, iar aceste 500 de metri, unul din ei poate să-și țină un job sau să aibă câteva adică ore de muncă angajate. Dedicat acolo solarului, celălalt acela să mai aducă niște produce, bani pentru este un venit completare. Care și asigură un 10.000 de lei anual ca profit net. Lejer. Trecând peste aceste aspecte, vis-a-vis de gospodărie ca persoană fizică și a produce pentru piață, sfatul meu către consumator este să revenim la cererea odată cămara gospodinei, să avem un sac de cartofi, doi pentru iarnă, doi de ceapă, nu numai în zona rurală, vorbim și de urban. Pentru că astăzi, dacă se întâmplă ce se întâmplă, uragane sau tot felul de schimbări climatice, se datorează intervenției omului. Trecând peste astea, adevărat, noi ne-am obișnuit să ne aprovizionăm din lanțul de magazine. Noi suntem un mic marketing. Frigiderul nostru care este acasă, da, facem ce facem. În miniatură ce există pe rafturile din de câte ori trecem în fața lui, îl deschidem. Avem ceva în el sau mai trebuie să completăm? E o greșeală. Dar asta este o dependență care e generalizată, e un trai mai bun. E și crescută. Deci indicația mea către consumator acum și profit de acest aspect, să revenim la un pic de stoc de marfă, pentru că dacă se întâmplă un
scurt circuit în lanțul de aprovizionare al magazinelor, ferească Dumnezeu de calamități, un cutremur sau furtun sau care e o intemperie, va fi foarte greu să controlăm achiziția produsului hrană, indiferent de ce natură va fi, după cele momente critice. Bun. Domnul Năcescu, vindeți în toată țara, da? Vindeți cu produsele dumneavoastră în toată țara, în momentul de față. Sunteți un producător român, așa cum a spus și domnul Vlad. Asta ne bucură foarte tare. Unul din puținii români care produc pentru ei. Made in România. Bun. Care este caracteristica cumpărătorului dumneavoastră? Adică vindeți mai mult pentru cei care pun în curte și au pentru curte, pentru casă, pentru consumul propriu? Sau deja a început să crească numărul celor care văd o afacere și încep să-și pună problema de a dezvolta pe câțiva metri, mii de metri pătrați, un solar mai mare? Deci, solarele care le vând eu, așa cum sunt, am mers pe niște solarii decât hobby. De aceea, cam 90%, pot să spun, dintre cumpărători sunt cei care cumpără efectiv pentru uzul personal. Cum am zis, să-și facă un bulion în casă, să aibă o roșie proaspătă, un castravete. Pentru producție, cred că sunt alți producători în țară, nu cred. Știu sigur că sunt, care fac altfel de solare mult mai mari, pe suprafețe mari și ca să facă efectiv o producție, cum a zis domnul Vlad înainte, de pe 500 de metri pătrați, pe 1000 de metri pătrați, care să facă chiar o afacere. Nu, modul ideal este 500 de metri, dar aici poate să pornească după aceea. Poate să muncească, mai face 500. Corect, da, aveți perfectă dreptate. Nimeni nu începe de la început cu maximum și după aceea vedem că nu ne descurcăm. Da. Și eu ajung acasă de plăcere, parcă e un instinct. Până nu mă duc în solar să văd, să dau drumul la robinet, că acum curți la picurare, să rupe o iarbă, un ardei proaspăt, o roșie și după aceea intri în casă, bineînțeles. Nu știu cum e cu piața de desfacere, sincer să fiu. Eu sunt producător doar de solare și nu mă pricep la agricultură, de aceea nu vreau să... Ei, trebuie să vă pricepeți ca să le faceți bune pentru ce au ei nevoie, trebuie să vă pricepeți un pic, nu? Da, dar nu știu să... Ați atins un punct nevralgic cu desfacere. Da, aici într-adevăr am avut un program interesant lansat de Ministerul Agriculturii, cel cu sprijinul pentru tomate de 3.000 de euro. Ideea este că e undeva atârnat acolo, a rămas 3.000. Ce fac cu produsele? Apropo de ce spuneți noastră. Ea este o problemă permanentă și acest program a fost binevenit către producători datorită faptului că după 89 până astăzi, legumicultura a cam suferit transformări fără sprijin. Cei 3.000 de euro pe 1.000 de metri, încă de la început i-am sugerat și au venit cu trei soluții. Să rezolve produsul fizic la raft tomată, extinderea suprafețelor protejate și totodată fiscalitate. Pentru că noi, organizațiile, ne dorim aspectul fiscalității. De ce? Pentru că intervenția statului în a compensa anumite avantaje vine și invers a ne compensa noi față de stat. Deci este o categorie de produs care este mai deficitară a noastră când discutăm de tomată, luând în considerație 2015 un 55.000 de tone din documente, dar poate puțin greșit ne ținând cont de cele care se vând la marginea șanțului. Produsul tomată în general în România, în perioadele iunie până la 15 octombrie, dacă avem o vară călduroasă ca asta, cum a fost anul acesta, sunt excedente. Pentru că un produs anticipează perioada de maturitate, cumulând numărul de grade cu multe zile înainte până ajunge el normal la fiziologia lui de maturitate. Dar lăsând la o parte aceste aspecte, faptul că este în creștere partea de solarii, am ajuns la 7.000 de hectare de la 5.000 care le aveam, este bine pentru că, v-am spus și mă repet, consumatorul știe ce înseamnă munca, cum se produce, deci marea lui majoritate știe. Dar însă fiind mințit cu eticheta la raft și marea bătălie a noastră a fost desfacerea unul din aspecte pentru a fi asigurată cu certitudine. Producătorul român produce foarte bine, știe să facă calitate, să conformează legislației, însă când ajunge la desfacere, este o dramă. E o mare dramă. Domnul Năciulescu, cei care vă sunt clienți în momentul de față și spuneați că aveți și ce fel de roșii cultivă? Că e interesant, pentru că tot am trecut. Răsadul vine din zona românească. Sunt tot felul de răsaduri care nu prea mai sunt, cu roșii care le știam noi odată. Asta știu. Aici sunt două tipuri de
de clienți care știu cu siguranță. Primii, cei care vor să facă afacere și cei care fac afacere efectiv cumpără hibrid, numai hibrid, care să-l pună timpiriu, este acele roșii care... Sunt mai productivi hibrizii. Da, da. Acelea cu moți care sunt atât de... Alea cu moți care toată lumea zice care... Sunt zemoase, deci nu. Am înțeles. Așa. Și cei care cumpără efectiv pentru să mănânce bio, pentru familie, pentru copii, pentru azi, care efectiv își pun, cred că, răsaduri luate din țară, de la vecini, de la... De unde crede că sunt chipurile cele mai bune. Da, da. Eu vă spun că exact așa am făcut și eu. Am luat două vinete, nu știu care, de la... Mi-a dat cineva pe unde am fost și am făcut un stolar, niște roșii, minimă de bou, tot așa, care le avea semințele din tată în fiu. Și... Da, am înțeles, ați vrut, deci, o garanție, dar să știți că nici așa nu e o garanție, că aici ele degenerează, nu, din semințele? Degenerează, dar sunt soiuri. De soiurile n-au o problemă din a lua sămânță din sămânță. Hibrizii nu este indicat să iei, dar soiuri... Dacă sunt soiurile curate. Soiurile care au fost odată moștenite, cum spuneți, de tomată, dar cei care vă oferă răsaduri, unii sunt corecți, pentru că consumă și ei aceeași realități, dar această tendință către soiurile și hibrizii românești este o realitate tristă și nu se datorează nouă ca cetățeni. După 89, cercetarea României s-a distrus, iar astăzi când discutăm, nu numai în domeniul agriculturii, vorbind de cercetarea industrială, de orice domeniu, orice activitate nu poate să meargă fără creier. Cercetarea este creierul agriculturii, creierând acele soiuri și eu i-am definit pe acești cercetători care se dedică, pentru că o sămânță poți să o generezi cu calități foarte bune, în 5, 10, 15 ani. Să nu uităm că primul hibrid de floarea soarelui este descoperit de un român și categorisit de altcineva în sfârșit, dar asta e o realitate. Venind la aspectul soiilor și hibrizii, s-a generat acest aspect pentru că România, cam 90% din semințe sunt importate din diferite țări. Dar avem și multiplicatori pe teritoriul României, care hibrizii respectivi sunt multiplicați în cadrul României, îi pleacă către alte țări ca altă destinație. Dar revin la capacitatea de producție și aceste soiuri și hibrizi cu capacități foarte mari de producție de regulă sunt puse de către noi legumicultorii pentru a avea o cantitate mai mare într-un timp mai scurt, dacă 6 luni producem, să dublez cantitatea pentru a avea un venit mai bun. Și atunci, unde pot găsi, de exemplu, cei care pun, cum sunt domnul Dănciulescu, ia niște soiuri și nu are foarte multe, unde pot găsi și pot fi siguri că semințele și acele răsaduri pe care le au, orică pun semințe și scriu răsaduri, că iau răsadul direct, sunt cele mai bune? Trebuie să se informeze? Sunt două aspecte. Când ai început să devii un cunoscător al spațiilor protejate și vrei să-ți faci pentru tine, cel mai indicat este să luăm de la stațiunile de cercetări. Și aici v-aș indica Buzău, care este permanent într-o creștere a cererii de răsaduri. Și aici cel mai indicat este domnul inginer Vânătoru, care permanent, da, cred că în portofoliu are câteva sute de specii de tomată, ardei iute, ardei gras, leuștean și multe altele. Dar astăzi când discutăm, am văzut că și programele pe care le are guvernul sunt înclinate și e o tendință favorizantă către cercetarea românească. Și să fim sinceri, ca și consumator, pentru că și eu consum alte produse, dar vreau să ajut producătorul român ca el să se dezvolte. Ajutând producătorul român având un excedent de categorie de produs autohton, atunci categoric prețul va fi diminuat. Neavând o producție internă, sigur, cantitativă, prețurile vor juca diferit. Iar da, cei mai mulți variază, care profită, da, nu, brusc. Cei care profită sunt comercianții. Nu trebuie să-i definim nici intermediari, nici negustori, nici ce vrem noi. Sunt comercianții, pentru că toți fac comerț. Corect. Spuneți-ne de rezistența produselor pe care le aveți, solarele. Sunt rezistente? Adică ați avut... au corespuns cerințelor pe care oamenii le așteptau să le aibă aceste produse? Da. Deci, solarele... Adică n-ați avut foarte multe plângeri? Sau deloc? Nu pot să spun că deloc, nu, nu, ai mințit. Deci în zonele care au fost calamități de zăpezi foarte mari, dar asta ține și de omul care trebuie să fie cât de cât cu gospodar, nu trebuie să stăm să vedem zăpada de un metru pe ea, vă dați seama, mai ales dacă e udă. Se întâmplă. Au căzut ele și serele de lansurile de la Ișalnița, acele mari, când au fost, da, acum câțiva ani. Deci, corect, aici ați spus întâmplă, bine. Se mai întâmplă. Dar raportat la, să zic așa, acum chiar o lună, când a fost nenorocirea aceea la Timișoara, da, puteți să spunem că a fost chiar uragan,
Am avut o cerere de 3 solare, unul de 18 și două de 10, care le-am făcut la niște producători. Erau de flori, aceștia știu sigur, deci nu erau de... De legume, da. Asta și nu s-a întâmplat absolut nimic, chiar m-au sunat și a fost ok. Sunt niște solare perfect, tip tunel, să zic, semi-rotunde, o structură bine, o folie îngropată și nu. Câți ani de activitate? Da, de câți ani, uite, vă întreabă domnul Vlad, de câți ani sunteți pe piața românească? De 7 ani. 7 ani. Mulțumesc. Înainte. Da, da, sunteți acum, ați scăpat de acasă, după cei 7 ani de acasă, acum deja sunteți la școală, cum s-ar spune. Sincer, vă dau un sfat și este o realitate. Astăzi, când discutăm datorită schimbărilor climatice, și am o vorbă a unui coleg al meu care este doctorul Lăcătuș, Victor, astăzi, când discutăm de schimbarea climatică, spațiile protejate sunt singurele care vor face față schimbărilor climatice. Nu în totalitate, dar va exista o rezervă de produs realmente acolo. Da. Deci cam asta e viitor. Vedeți, sunteți încurajat de domnul... Nu, trendul este și cererea și sfatul meu este să vă perfecționați, să mergeți la cerere de galvan cu o duritate și calități interioare, că le știți foarte bine că lucrați cu ele, și perseverați chiar dacă sunt hobby. Deci astea sunt sfaturi și pentru mine. De exemplu, eu dacă vreau să-mi fac acasă la cerogârla de unde sunt ai mei, am pământ în spate, am văzut că punem și noi, dar nu se mai face nimic, adică e clar. Da. Și mai departe, ce solar, ce suprafață ar trebui să iau ca să am un hobby, să fiu hobbyist și eu? Păi, ce mi-ați recomenda? Din punctul meu de vedere, și după să vă spună ca un producător, eu zic că un solar de... Hai să nu exagerez, dacă o familie cu 2 copii și să facem și cămara plină, 72 de metri pătrați, eu zic că e arhisuficient. Am înțeles. Deci 70-80 de metri pătrați. Părerea mea, acum... Da, am înțeles. Nu, ca să și pot să lucrez. Mie îmi place să lucrez, nu e o problemă de asta. Bun, cât m-ar costa aproximativ? Dați-mi un ordin de mărime, dacă m-aș apuca de chestia asta, să știu, din punct de vedere, ce ar trebui să mă coste, în primul rând, construcția. Mai simplu spuneți ce înseamnă cât... Ce cost înseamnă pe metru pătrat o construcție, indiferent? Așa, o medie. O medie, să zic, dacă... Să nu exact... 3.000 de lei, 3.500. Noi am făcut niște solare foarte ușor de montat. Tot așa, să venim în ajutorul cetățeanului. Corect. Adică, efectiv, să știau un kit, să zicem cum era un... Da. Îl instalează, dacă nu se mută mai încolo, mai în curte. Fără studură, fără nimic. Cu șuruburi, cu autoforante, cu tot ce trebuie, se întinde folia și se face o structură complexicată, cum spunea și dânsul, că ne axăm pe asta. Da. De câțiva ani mergem numai pe zincat. Totul zincat, ca să nu mai rușinească, o folie foarte bună. Nici bolile nu-și fac loc în rugina acolo, că sunt boli. Da, care sunt preluate de către rugină. Se fac boli. Ne mai auziți? Da, vă aud. Așa, deci dați-mi un preț pe metru pătrat, cam cât? Sau cât m-ar costa întregul solar ăla de vreo 70 de metri pătrați? Ca să știu 3, ce bani îmi pun deoparte. 3.000. 3.050 de lei, să zic. Cam 3.000 de lei, am înțeles. Bun, îmi mai trebuie răsat, îmi mai trebuie mraniță, îmi trebuie să mi-l prelucrez, îmi mai trebuie muncă, îmi trebuie rânduri, îmi trebuie... O zi de muncă, da, un ajutor. Am înțeles. Bun, cam aici încheiem. Mulțumesc, domnul Dănciulescu. Mult succes în ceea ce faceți. Ne bucură că sunteți un producător din România și că încercați să navigați pe piața asta de, mă rog, așa, și să supraviețuiți. Deci, sunt pacifiști. De ce să mâncăm până la urmă produse când suntem o țară agricolă, putem să producem, să vindem, să luăm de la noi, până la urmă, produse de... Realmente, România este eminament agrară, pentru că... Încă da. 87% din teritoriu este ocupat de sol. Noi nu avem ape și alte povești decât asta. Bine, mulțumim, domnul Dănciulescu. O să mai discutăm în altă emisiune. Problema e și cu munca, că lumea nu prea mai vrea să muncească. Aici e o problemă pe care să știți că cel puțin o dată pe săptămână încercăm să o reluăm și să vedem soluții și din anumite zone, cum au reușit să rezolve anumite probleme cu munca, cu nemunca, cu hărnicia, cu lenea și așa mai departe. Sunt multe de discutat aici. Oricum, mulțumim, domnul Dăncescu, succes și spor în ceea ce faceți. Cu multă plăcere. Bun, facem și noi o scurtă... Numai bine. Mulțumim mult. Faceți și noi o scurtă pauză publicitară, revenim și avem. Acum, cu munca, sunt multe lucruri pe care le-am notat și eu aici și le discutăm. Munca te înnobilează. Da, munca ne înnobilează și aici, la Realități Rurale, pauză publicitară.